Aș vrea în seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră un singur verset pe care Domnul Iisus Hristos îl adresează unei biserici din Cartea Apocalipsei, respectiv bisericii din Filadelfia, și anume Apocalipsa, capitolul 3, versetul 11, care spune în felul următor: Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. Slujbele noastre pe care le avem în sânul comunităților noastre sunt slujbe pe care le adresăm în mod special Bisericii lui Iisus Hristos. Ne bucurăm de prietenii care ne vizitează, vin, pleacă, ne bucurăm de aparținători care sunt împreună cu noi. Însă hrana spirituală este dăruită de Hristos prin slujitori Bisericii sale. Dacă cineva se adaugă la această biserică, va fi hrănit spiritual, va fi protejat de puterea Domnului și va avea parte de harul mântuirii, dar doar dacă se adaugă la biserica lui. Însă slujbele bisericii continuă cu toți cei care găsesc de cuvință să învețe din Sfânta Scriptură și din harul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta nu facem rabat de la lucrul acesta, ci voi vorbi bisericii de aici, și fiecare dintre noi vom fi atenți la lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos îi scrie bisericii din Filadelfia că El va veni curând, și atunci când va veni El, contează foarte mult ca această comunitate formată din diferiți credincioși să aibă niște lucruri la îndemâna lor, să aibă pe inventar niște lucruri. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Tind să subliniez în mod special, păstrează nu ce ai vrea să ai, că oricum n-ai, ci păstrează ce ai. Pentru că atunci când venim în biserica Domnului, El ne înnobilează, El ne onorează dându-ne niște daruri, niște slujbe, niște valori pe care dorește ca atunci când El va veni să le avem la noi. Foarte multe lucruri vom pierde. Pierdem bani, pierdem prieteni, pierdem sănătate câteodată. Dar atunci când vine Domnul, nu contează câtă sănătate ai pierdut sau nu, sau ce bani ai pierdut tu, sau ce prieteni te-au părăsit pe tine, ci contează să ai valorile alea la sfârșit de drum. Degeaba te prezinți înaintea Domnului și spui: Doamne, sunt biruitor, am venit, uite că sunt fața ta. Și Domnul va spune: arată-mi valorile pe care ți le-am dat eu. Și dacă nu le vei avea, cineva îți va lua cununa în locul tău. De aceea e important pentru noi să fim atenți la lucrurile acestea. De aceea Biserica lui Iisus Hristos îi chemată să vegheze. Avem noi o cântare pe care o cântăm în țară, din ce în ce cu mai mult foc: tot ce am avut pe drum eu am pierdut. Dacă Domnul mai are să ne dea ceva de pierdut, noi suntem specialiști la lucrurile astea. Aș vrea să vă spun, stimații mei, de foarte multe ori pierdem, ne dă Dumnezeu cuvinte, ne dă gânduri frumoase, le pierdem. Nici nu le notăm măcar. Le pierdem pentru că am devenit specialiști. Dați-mi voi în seara asta să vă prezint de niște valori pe care fiecare dintre noi, în frunte cu mine, la sfârșit de drum trebuie să le prezint. Restul, ce am mai avut eu și ce am pierdut, nici nu contează tare mult, dar valorile astea trebuie să le avem. Prima valoare pe care vreau să o subliniez este cea specificată de autorul Epistolei către Evrei în capitolul 3, în două rânduri, respectiv versetul 6, unde spune așa: Dar Hristos este credincios ca Fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Versetul 14. Căci ne-am făcut părtași a lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Deci unul dintre lucrurile care ar trebui să le caracterizeze atunci când va veni Domnul să-L avem până la sfârșit este încrederea nezguduită. Încrederea, frații mei, este credința în acțiune. De aceea definiția credinței din Evrei, capitolul 11, vine și spune în felul următor: căci credința este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și dați-mi voie să vă citesc exact pasajul ăsta, Evrei, capitolul 11, cu versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cu alte cuvinte, încă o dată vă repet, încredere este credința în acțiune. Pentru că degeaba proclam și vorbești de credință dacă nu te încrezi.
Am eu un exemplu pe care îl folosesc câteodată, dar trebuie să-l folosesc în momentul acesta. Charles Blondin a fost unul dintre cei mai buni echilibriști ai lumii. Cândva a întins un cablu peste cascada Niagara și la o dată anunțată, la o oră anunțată, i-a anunțat pe oamenii de acolo că va trece peste cablul respectiv. Și într-adevăr a trecut dintr-o parte în alta. De pe partea cealaltă, prin sistem de amplificare, prin portavoce, i-a întrebat pe toți spectatorii prezenți acolo la evenimentul acesta dacă cred că el poate trece și înapoi. Și au spus odată ce ai trecut încolo, sigur trece înapoi. O trecut înapoi și a întrebat, credeți voi că pe cablul ăsta pot trece eu și cu o roabă? Și ăsta a stat și s-a gândit. A pus pe cineva să-i aducă o roabă, i-a desumflat puțin cauciucul ca să muleze pe cablul respectiv și el, cu roaba, pe cablu, a trecut dintr-o parte în alta. A întrebat de partea alaltă, credeți că pot trece înapoi eu și roaba asta? Da, sigur, ești cel mai tare. Grozav. Când a venit înapoi, a întrebat, credeți voi că în roaba asta pot spune un sac de 70 kg să trec dintr-o parte în alta? Așa, din nou tăcut, pus un sac de 70 kg. El cu roaba și cu sacul în roabă a trecut dintr-o parte în alta. De partea aia l-a întrebat, credeți că pot trece și înapoi? Sigur, ăștia în delir. Ești cel mai tare, ești cel mai grozav. Când a ajuns în fața mulțimii, mi-a spus în felul următor, credeți voi că în loc la sacul ăsta pot lua un om de 70 de kilograme și să-l trec dintr-o parte în alta? Toți au spus, sigur poți, dacă ai trecut cu sacul de 70, logic că poți. Și atunci omul a întrebat, cine dintre voi crede că eu pot lua un om, îl pun în roabă și îl trec peste hăul ăsta? Cine crede? Toată lumea mâna sus. Toți credeau. Și atunci omul a spus în felul următor, am să aleg o mână dintre voi, se va pune în roabă și îl voi trece dintr-o parte în alta. Toți au lăsat mâinile jos. Pentru că toți credeau, dar cât se încredeau? Niciunul. Asta este diferența, stimații mei. Și credința biblică nu este o proclamare, eu cred în Iisus Hristos, eu cred în Duhul Sfânt, eu cred în Dumnezeu Tatăl, ci este o încredere în El. Frații mei, de aceea această încredere trebuie păstrată. Asta e valoarea. Încrederea asta în Iisus Hristos. Credința dată Sfinților, dată tot pentru totdeauna, nu-i credința în cultul penticostal, nici credința în organizații, ci credința care mântuiește, care iartă păcatele, pe care Dumnezeu o onorează, este credința în Fiul Său, Iisus Hristos. Amin. Ori această credință trebuie manifestată prin încredere. Degeaba eu spun că cred, pentru că s-a perimat, s-a stricat. Foarte mulți pușcăriași cred în Iisus Hristos. Foarte mulți din cei care divorțează cred în Iisus Hristos. N-au nicio problemă. Dar dacă s-ar încrede în Iisus Hristos, n-ar ajunge acolo unde sunt. De ce? Pentru că credința se manifestă prin încredere. Și de aceea e importantă ca această credință autentică, care te face să te încrezi în Iisus Hristos, să o ai până la capăt. Când va veni Domnul, va verifica dacă ai această încredere deplină. Cum se poate face ca această credință manifestată prin încredere în Hristos să o păstrezi până la capăt? În primul rând, permiteți-mi să vă spun că credința aceasta poate fi păstrată pentru o conștiință curată. Înăuntru nostru avem ceva pus de Dumnezeu, nu neapărat la momentul salvării sau mântuirii, ci din născare avem pus ceva ce se numește conștiință. Și conștiința asta te învață lucruri elementare, nu trebuie să fii la școală, nu trebuie să fii terminat 7 clase prima dată, ci conștiința asta spune că pe bătrâni trebuie să-i respecti, pe oamenii cu dezabilități trebuie să le dai și să-i ajuți. Starea asta, conștiința asta te ajută să înțelegi lucrurile acestea și să înveți lucruri primordiale, să le ai din start lucrurile acestea primordiale. Aș vrea să vă spun că atunci când venim la pocăință și când ne întoarcem la Domnul, Dumnezeu face ceva suplimentar, pe lângă ceea ce ți-a dat prin născare, pe lângă ceea ce ai învățat de la părinți sau de la educatori, de la dascoli, conștiința ta începe să fie luminată de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt începe să-ți lumineze conștiința ta, să-ți arate ce-i bine și ce-i rău. Și tu stai în fața conștiinței tale. Nu se întâmplă de foarte multe ori că la un moment dat toți să spun, băi, tu ai făcut bine, trebuia să-i spui lui ăla respectiv să-l bagiocorești, să-l cutare, bine că l-ai bagiocorit tu ca să mă mai complic eu. Și tu ai venit acasă când toți te laudă și prostie ai făcut tu și înăuntru tău nu te simți bine. Conștiința ta îți spune, nu-i ok, nu-i frumos, nu-i bine și ăla-i copilul cuiva, n-ai făcut corect.
Și sunt momente când toți vin și spun, bă, trebuia să te dai cu ceilalți, dacă toți am spus că luăm un pahar, dacă toți am râs la bancul ăla prost, dacă toți ne-am făcut mișto din cutare, tu de ce n-ai făcut, bă, ci te crezi mai grozav? Și vii acasă și conștiința vine și îți spune, chiar dacă toți n-au o părere bună despre tine, ai făcut bine, m-ai onorat. Și în momentul ăla te culci liniștiți, că ultimul cuvânt îl are conștiința. Și e foarte important pentru noi. Dați-mi voie să vă arăt cum pierdem încrederea asta în Dumnezeu în mod constant, dacă nu suntem atenți. Spune Sfânta Scriptură în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 18 începând, ca să avem un înțeles, spune așa, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Și versetul 19 spune așa, și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. A cădea din credință nu înseamnă să te lepezi de Domnul, să, ca Petru, cu jurământ, să spui că nu-L cunoști. Nu, ci înseamnă să-ți pierzi cugetul curat. Asta înseamnă să faci lucruri la care cugetul îți spune că nu-i bun, Duhul Sfânt îți spune că nu-i bun și tu spui, las că e mai bine dacă câștig. Las că e mai bine dacă fac mișto din ăla. Las că și-ai trebuie ăla. Nu, nu, nu. Iubitul meu, dacă cugetul tău luminat de Duhul Sfânt vine și îți spune un anumit lucru și tu tot îl estompezi, tu tot vii în momentul și spui, las că e bun și așa. La un moment dat tu nu-ți mai păstrezi cugetul curat și din punct de vedere al lui Dumnezeu, chiar dacă rămâi un penticostal autentic scris în registrele din membrii bisericii noastre și mai dai și bani la colectă și mai și slujești, din punctul de vedere, ai căzut din credință. De aceea trebuie să ne uităm la ce spune Dumnezeu, la ce părere avem noi. Că noi nu vom fi evaluați după ce ne gândim noi, ci după dreptarul învățăturilor sănătoase, care este Scriptura. De aceea v-aș ruga, uită-te în fața cugetului tău. Sunt multe decizii pe care le-am luat în viața mea, chiar și la nivel bisericesc. Că la un moment dat s-au ridicat mulți membri ai bisericii și au spus, frate Virgil, fă lucrul ăsta, dumneavoastră ești păstor, fă-l. Și a spus, oameni buni, voi dormiți bine noaptea? Da, și eu vreau să dorm bine. Cugetul meu nu-mi dă voie. Deci cugetul meu nu-mi dă voie. Vrea altcineva să o facă? Puteți să o faceți, dar cugetul meu nu-mi dă voie să fac lucrul ăsta. Vreau să mă culc liniștit la noapte. Tu stai în primul rând în fața cugetului tău, care e iluminat de Duhul Sfânt. Doamne ajută! Și acum permiteți-mi să vă spun câteva lucruri privitor la luminarea cugetului acesteia. Pentru că Pavel tocmai ăsta făcea apel când vorbea în Romani capitolul 9, versetul 1, spunea el foarte frumos acolo și eu o să resubliniez lucrul acesta, că foarte mulți tineri și tinere, bărbați și femei din sânul comunităților noastre, Romani capitolul 9, versetul 1, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Deci, cu alte cuvinte, cugetul nostru, luminat de Duhul Sfânt, va deveni martor când Dumnezeu ne va acuza, va face apel și la martorul din noi. Și atenție, pe asta nu putem înșela, că știe exact ce gândim. Observ de multe ori și reiau gândul acesta că există frați care, păi frate, dar cum de la noi nu-i voia aia? Dar în altă parte e voie. Cum de ăla poate și noi nu putem? Cum de ăla îi se permite și la noi nu îi se permite? Vedeți că avem lumina asta, slăbuță totuși aici, dar acum se practică la momentul ăsta cu energia, din ce mai puțin așa să ajungem cu lumina. Dar câtă lumină avem, vedem destul de clar lucrurile de aici. Vedem destul de clar. Vedem dacă a căzut un șervețel pe undeva pe jos, vedem cablurile astea de la amplificare, pe unde, pe la box, cât de cât vedem. Vedem fiecare unde și-au așezat hainele sau cele, dar presupunem că cade lumina. Dintr-o dată se face întuneric, dar beznă. În momentul când s-a lăsat jos întunericul, când a apărut întunericul, nu mai vedem nimic. De aceea la foarte mulți oameni le place întunericul. Când întuneric nu poți să spui, domnule, ai o pată pe obraz. De ce? Pentru că întuneric nu se vede. N-ai cum să vezi. Dar să presupunem că în timp ce s-a lăsat întunericul și totul e ok în întuneric. Totul e bine. Nu poți să acuzi pe nimeni că și-a lăsat haina aiurea. Nu poți să acuzi pe nimeni că a pus cablul ăla și să împiedic copiii și cad jos. N-ai de unde să vezi. Auzi că l-au căzut, dar nu știi de ce. Au căzut. Atâta tot. Cineva pornește un telefon cu o lanternă de aia. Începem să vedem o luminiță așa care bate printr-o parte și în alta. Nu vedem totul de la luminița la antenă. Nu vedem totul.
Da, vedem cât de cât, cel puțin vedem. Vine cineva din mașină și aduce o lanternă de aia cu baterii. Îl pune în umbră pe ăsta cu lanterna de la telefon. Dar vedem lucrurile mai clărișor așa cât de cât. Băi, uite, acolo este un cablu, aveți grijă să nu vă împiedicați. Dincolo este un scaun, dați-l din fața oamenilor, că s-ar putea la evacuare să împiedici de el. Mai vedem cât de cât. Și în timp ce noi ne chinuim cu telefonul și cu lanterna aia, apare din nou tensiunea. Și vedem lucrurile clar. Atunci când Duhul, când cugetul tău e iluminat de Duhul Sfânt și îi permiți să te lumineze cât un chibrit sau cât o lanternă de telefon, ai să ai voie multe lucruri, că va fi majoritatea locului întuneric. Ai să ai voie, știu un pahar înainte de masă, știu un după masă, ai să ai voie, știu o minciună, ai să ai voie o grămadă de chestii, că doar dacă se stânge și luminița aceea, nu mai este nicio diferență. Când cineva lasă pe Duhul Sfânt să lumineze mai deosebit, spune, Domnule, nu, frea, am făcut destule în lume de genul ăsta. Țepii de astea am mai dat eu, fente de astea, eu vreau. Și când vine Duhul Sfânt și te luminează de plin, te ferești de orice, ți se pare, nu-i dovedit rău. Atenție, frații mei, ți se pare rău. De-aia eu sunt foarte atent la prietenii. Și eu le-am spus la toți prietenii mei, ascultă, noi suntem prieteni, dar dacă aud la un moment dat că ai bani și nu îi dai înapoi, să nu te aștepți că eu onorez prietenia asta. Să nu te aștepți. Eu mă feresc, nu să-mi dovedească cineva că ești țepar, iei bani la oameni și nu le mai dai înapoi. Mă feresc de orice mi se pare mie că ai tu intenții să faci. Și am încheiat discuția din punctul ăsta. De ce? Nu vreau să fiu la un moment dat virusat de tine. Ori aș vrea foarte mult, uitați-vă împrejurul vostru. Uitați-vă la prietenii pe care îi aveți, că vă transmit anumite lucruri. Lăsați-vă cugetul luminat de Duhul Sfânt și trăiți în lumina Domnului, ca să rămâneți în credință, Doamne ajută! Că așa m-am întâlnit, am prieteni care sunt prietenii cu oameni divorțați. Înțelege eu bine cu nevasta lor. Sunt prietenii cu oameni divorțați. Ăla vorbea din nevasta la mișto, cu tare. Nu peste multă vreme și el a început să vorbească la mișto cu nevasta. I-am spus, oprește-te, că l-ați transmite situația lui în casa ta. Oprește-te. Nu, că el e prieten bun, mă ajută, ne sprijinim, ne înțelegem foarte mult. E divorțat și el acum. Iar place acum să reia cumva lucrurile. Nu s-a gătit? Lasă-ți cugetul să fie luminat de Duhul Sfânt în totalitate. Și dacă observi pericol din partea mea, pune distanță regulamentară, nu o să te condamn niciodată. Pune distanță regulamentară între familia mea și familia ta, între mine și tine. Nu o să te condamn niciodată, dar păzește-te de orice ți se pare rău. Doamne ajută! Altfel, ai riscul fără să-ți dai seama că cazi din credință. Al doilea aspect pe care aș vrea să vi-l subliniez ca să rămâi în credință și foarte important legat de subiectul de aseară, este rugăciunea. Spune Domnul Iisus Hristos că diavolul a venit la el și i-a cerut să-i ceară pe apostol și în mod special pe Petru. Și atenție, Domnul Iisus Hristos putea să facă învierii din morți ca Petru să rămână în credință. Atenție, Domnul nu s-a rugat ca Petru să nu se lepede, să nu-și facă de râs, să nu-și piardă imaginea, ci doar să nu-și piardă credința. Și atenție, Domnul avea la îndemână o grămadă de apârghii pe care noi nu le avem, ca Petru să nu-și piardă credința. Putea să vindece, putea să învieze morți, putea să facă minuni, lucruri care nu sunt la îndemâna noastră. Dar el și-a dat seama că Petru rămâne în credință doar dacă el se roagă. Dar eu m-am rugat ca să nu-ți piardă credința ta. E adevărat că auzim că anumiți oameni vor să se depărteze sau chiar să depărtează. Soluția nu-i să mergem pe capul lui, ci soluția e simplă. Să ne rugăm, Doamne ajută! Amin. Ești chemat să te rogi, ești chemat să insiști. Când am fost în Australia, am găsit acolo un frate slujitor care avea mai mulți copii, 16 copii avea. Și ceea ce m-a frapat pe mine la momentul respectiv este că din toți 15, unul dintre ei o ales din pricina prieteniilor, a colegilor de școală,
au ales drumul lumii, drumul alcoolului, drumul drogurilor, drumul infracțiunilor și așa mai departe. Le-au ales. Și când am ajuns acolo, fratele ăsta, în loc să tacă din gură, să-și ducă povara, sau cum îi spuneau unii păstori, băi, eu am unul și ăla e în lume, tu ai 15 în adunare, bucur-te, unul, da, asta este, trece la pierderi, cum ar veni. Ăsta nimic. Ăsta unii erau mai mulți frați, se ridica și spune, frate, știți pe George meu? George meu nu-i pocăit. George meu nu-i, vă rog frumos, rugați-vă pentru el. Hai să-l aducă Domnul la mântuire. Ăștia erau disperați, băi, în continuu cu Georgia lui. În continuu cu George, dar noi avem alte subiecte. Băi, George e a meu, băi, e a meu. Vreau, dacă vreți, să vă rugați pentru el. Să facem o rugăciune într-o casă. Ce motive de rugăciune avem? Să ridica el, fraților, George e a meu, a ajuns în pușcărie acum. George e a meu, vă rog frumos, rugați-vă pentru el. Am fost la vreo două convenții la ei, în Australia, așa, de George, al lui fratele, am auzit continuu. De George, George. Bun, au fost alți frați păstori cu care m-am întâlnit, care aveau un singur copil și, cum v-am spus, erau în lume. Dar ei stăteau liniștiți, așa, că dacă Dumnezeu îl va aduce, îl va aduce. Ăsta cu George, lui în continuu. Frații mei, l-a cercetat Dumnezeu pe George în pușcărie. S-a întors la Domnul în pușcărie. S-a botezat în pușcărie. O ieșit din pușcărie, a luat botezul, s-a căsătorit și acum e în ogorul Evangheliei, în timp și ceilalți încă sunt în lume. Foarte multe probleme avem, dar le ținem acolo, sa noastră, sa neamurilor noastre. Le ținem acolo. Ori Biblia vine și spune, nu aveți pentru că nu? Nu cereți, măi. Ai secretul tău, ține-l acolo. Eu pot să țin în credință, eu pot să-l aduc în credință, dar am nevoie să-mi cer. A, că ești mândru tu, că ești slujitor, că ești nu știu ce și că el te... Păi, dar prezintă situația cum este. George, a tău, prezintă situația ta. O prezinți bisericii? Ca mai mulți să-și pună șin ca locomotiva, cum vorbeam aseară, să ajungă la el. Ăsta nu, când știa Georgia lui. Și acum, a 16-lea, a fost adăugat la familia lui. Are o familie mare de care se bucură. Dar, frații mei, a rămâne în credință, pe lângă cugit curat, îți trebuie și rugăciune. Doamne ajută! Amin. Prima valoare cu care ne putem duce să avem încrederea sau credința în acțiune până la capăt, iubiții mei, este cugetul curat și al doilea lucru este rugăciunea. A doua valoare care ne este dată și trebuie să o păstrăm este cea specificată din Apostolul Pavel în Filipeni, într-un cuvânt special, deosebit, măreț, pe care foarte mulți dintre noi îl cunoaștem pe de-a rostul. Filipeni, capitolul 2, versetul 6, spune Sfânta Scriptură în felul următor. El, Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și atenție, astfel dar, adică din pricină că Hristos este Domnul. Continuă Biblia, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Atenție, prin Iisus Hristos, Dumnezeu ne dă ceva unic, și anume mântuirea, salvarea, iertare de păcate, Dumnezeu ne-o dă. În momentul în care îl accepți pe Iisus Hristos și jertfa Lui de la Calvar ca Domn al vieții tale, Dumnezeu îți dă mântuirea ta. Dacă atunci trebuie să iei botezul și în apa botezului ai un atac de cor, tu ești mântuit, nu că ai făcut fapte, nu că ai trăit 30 de ani de pocăință, nu, ci pentru că ai crezut în Domnul Iisus Hristos și ai primit mântuirea, tu ești salvat, slăvit să fie Domnul. Dar dacă mai trăiești o zi, tu trebuie să duci mântuirea aia mai departe. Ea ți-a fost oferită, ceea ce caută călugării flagelându-se, ceea ce se chinuie oamenii de-a lungul istoriei, Dumnezeu ne dă, prin Iisus Hristos, ne dă mântuirea, slăvit să fie Domnul. Dar mântuirea nu ne-o duce El mai departe. Mântuirea nu ne-o duc păstorii, cu toate că le-am dat și atributele astea.
să ne ducă ei mântuirea. Nu o duce mama, nu o duce tata. Mântuirea eu trebuie să mi-o duc mai departe. Și dacă eu nu mi-o duc și alerg cu voioșie înainte, dând în dreapta și în stânga că mântuirea mea e în Hristos, la sfârșit de drum, el spune, eu vin curând, ai mântuirea pe care ți-am dat-o? Nu mai am, Doamne, am lăsat-o la sfat, frățesc, m-o nerva, careva am lăsat-o pe acolo. Nu, nu, trebuie să o ai la capăt. De aceea e important pentru noi, ducem mântuirea asta, pentru că mântuirea asta dusă până la capăt nu se duce oricum, e o valoare. De-a lungul timpului oamenii au căutat mântuirea, au făcut sacrificii enorme doar ca să știe că sunt mântuiți. Doar, și bănuim doar. În Hristos ni se dă certitudinea sau siguranța mântuirii, dar ea trebuie dusă de noi până la capăt. Imaginează-ți că cineva îți dă o vază de aia de porțelan chinezească, valorează vreo 50.000 de euro. Ce-o dă cadou, să o ai tu așa în casă. O pui tu undeva acolo, dar ținând cu ei ca și copii și așa mai departe, o pui undeva unde să n-ajungă copiii. Dar vine la un moment dat cineva și spune, băi, am auzit că ți-o dat cineva o vază de aia chinezească, de porțelan, măi, aș vrea să o văd și eu. Ce spui la omul ăla? Uite, am un băiat de 5 ani, băi, du și e vaza aia de o toartă și a două pigrese în coaie să o vadă nenea. Faci tu vreodată așa ceva cu aia care valorează 50.000 de euro și s-ar putea să o dai undeva la licitație? Niciodată nu faci. De ce? Pentru că îți dai seama că valorează 50.000 de euro. Ei, mântuirea nu valorează 50.000 de euro, valorează cât tot cerul și pământul ăsta. De aceea când Biblia vine și vorbește de mântuirea asta atât de mare, cum zborea autorul epistolei către evrei, care stăm nepăsători de o mântuire așa de mare. E bine, mântuirea asta se duce la bun sfârșit cu frică și... Frica mai știm ce e, dar cu tremurul? Deci frica mai știm ce e. De-aia ingredientele cu care trebuie să duci asta la capăt este frică și cu tremur. Lejeritatea asta cu mâinile în buzunar până la cot, așa, și mergem pe calea Domnului și cântăm Domnului, nu face parte din frică și cu tremur. Face parte așa că avem abonament la rai, că Dumnezeu e obligat să ne mântuiască, suntem dita mai vedetele. Frații mei, când ai primit mântuirea asta, să te enerveze cineva, să îți ia cineva drepturile și să te ofenseze cineva, să-ți facă mișto din tine. Băi, pentru mântuirea asta, eu nu-mi permit să-ți răspund cum ai merita. Eu nu-mi permit să mă port cu tine altfel, pentru că vreau să-mi duc mântuirea până la capăt. Doamne ajută! Amin. De aceea mântuirea aceasta din textul ăsta biblic se duce cu frică de Domnul. Pentru foarte mulți frați, în mod special cu teologia modernă pe care o avem, frica aparține vechiului legământ, adică Sinaiului, flăcări de foc, fum și așa, oricine s-a atingea din munte era nimicit, omorât. Însă frica asta este suspendată în noul legământ. Și oamenii spun, în noul legământ este dragoste, este iubire, este... nu putem noi greși cât poate ierta Domnul. Ori dacă sunteți atenți, consecvenți cu citirea Scripturilor și cu credința în faptul că este inspirat, veți vedea că în noul legământ frica încă există. Biserica primară, fiecare, era plin de frică, nu din doi în doi, nu comitetul, nu ordinață, fiecare era plin de frică. Ori dacă veți citi cu atenție în textele biblice, închinarea noastră pe care o face un asemenea Dumnezeu care ne-a dat o mântuire așa de mare, trebuie făcută cu frică. Pentru că Dumnezeul nostru ni se reamintește, este un foc mistuitor. Suntem chemați astăzi să vedem care e frica noastră de Domnul. O avem? Sau ne-am obișnuit cu biserica, cu slujitorii? Credem câteodată și ajungem la convingere așa că Dumnezeu e ca noi. Că gândește ca noi, că ne suportă, că oricum mai buni alții ca noi n-are. Și din punctul ăsta de vedere, începem așa să ducem slujbile după noi, să gândim cam cum ar fi bine din punctul nostru de vedere. Auzim câteodată și aud eu foarte des că merg, vin prieteni, vin politicieni, vin demnitari, vin acolo la slujbe și ridică păstorul bisericii și spune, fraților, stimați oaspeți, aș vrea să vă simțiți bine, bine. Și încep show-urile, muzică, să ne simțim bine, predici cu o grămadă de bancuri, să ne simțim bine și totul e pentru noi, să ne simțim bine. Ori noi uităm un lucru, și anume, câtă vreme suntem la noi acasă, dacă ne-i frig, dăm drumul la căldură, să ne simțim bine. Dacă e prea cald, pornim mai recondiționat, să ne simțim bine. Dacă mă simt bine cu picioarele pe masă, pun picioarele pe masă, că sunt la mine acasă și mă simt bine. Problema este când vin în casa Domnului, în casa lui Dumnezeu,
unde ne adunăm cu scop comun, să recunoaștem că tot ce avem, tot ce suntem, îi datorăm lui și el trebuie să sunt bine în casa lui Dumnezeu. Noi venim și spunem sub ochii lui, tot noi ne simțim bine. Uite, ce facem noi aici. Și cam asta e transformată biserica, slujba, să ne simțim noi bine. O știți când se simte Dumnezeu bine? Când noi ne recunoaștem păcatele și ne pocăim. Când noi strigăm înaintea Domnului, Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Atunci se simte bine Dumnezeu. De când n-ați mai văzut lucruri de genul ăsta? Pentru că ne simțim noi bine. Cum ies cântările noastre, cum ies predicile noastre, fofai. De ce? Ne-am simțit bine. Am observat nu de mult în sânul comunității noastre, a venit un pastor din Statele Unite care e un pastor tranșant, direct așa. Și avea momente când îl vedeam că Duhul Sfânt le-a în primire și începea să vorbească. Fraților, noi trebuie să ne pocăim. Lucrurile acestea n-au ce căutam. Zice, bineînțeles că nu-i vorba de dumneavoastră, nu-i vorba de așa, nu-i vorba, n-avem aici lucruri de astea. Bun, se calma el, liniștit, lua din nou Duhul Sfânt și spunea, ar trebui în anumite domenii să fiți cinstiți unii cu ceilalți. Nu-i vorba de dumneavoastră aici, la urmă l-am luat în... Băi, omule, când te-o luat și tine odată Duhul Sfânt în primire, ai venit și ai luat-o ca la voi, la americani, ca să-ți dea este salariu, stați liniștiți, că nu știu ce, ce ne vorbi pe la cap? Pe Domnule, la asta stăm aici, să ne pocăim, Doamne ajută! Și tot atâta când te apuci să spui, să mustri păcatul pe față, trage înapoi, că și ori zici și ăștia și zice, dar contează părerea noastră? Contează să te duci acasă prezentând Evanghelia, măi! Doamne ajută! Ori asta e problema, cine se simte bine? Se simte Domnul bine? Când se simte Domnul bine, pleacă acasă, băi, nu-i bun, trebuie să mă mai pocăiesc, trebuie să mă îndrept. Doamne, dăm putere, dăm har, dăm tărie. Dintr-o dată sunt pus într-o anumită poziție. Dacă nu, dacă m-am simțit, eu băi, și așa Dumnezeu, vă repet, mai bun ca mine, oricum n-are nicăieri. Eu deja sunt bun, după cum m-au lăudat predicatorii ăștia și după cum au citit numai texte anumit ca să nu-mi scoată în evidență păcătoșenia și starea mea deplorabilă. Ori, frații mei, primul aspect prin care ne putem duce mântuirea până la capăt este frica sau teama de Domnul. Trebuie evaluat lucrul ăsta în noi. Și aș vrea să vă spun încă o dată, și eu am problema asta, și anume începem să ne obișnuim cu Domnul și cu lucrările Domnului. Credem că e zona noastră de lucru, dar Domnul nu e un om de care să te tragi cu șireturi. Spune Sfânta Scriptură că Apostolul Ioan a stat în prezența Domnului și a ajuns să-și pună capul pe sânul Domnului Iisus. Însă în Apocalipsa, când l-a văzut pe Hristosul înviat, spune Scriptura, când l-am văzut, am căzut ca mort la picioarele Lui. De ce? Pentru că El este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. De aceea va fi privit cu uimire. De aceea ne va părea rău că nu L-am respectat cum trebuie. Că n-am îmbibat cântarea noastră, trăirea noastră, mesajele noastre cu frică și reverență de Domnul. Al doilea aspect cu care ne putem duce valoarea asta la capăt este răbdarea. Și spunea cuvântul Domnului în Matei, capitolul 24, versetul 13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Stimații mei, răbdarea este capacitatea de a merge până la capăt. Și Dumnezeu este Cel ce spune că dacă vom răbda până la sfârșit, vom fi mântuiți. Ca să ne putem duce mântuirea până la capăt, trebuie să răbdăm până la capăt. Tot dacă mie mi s-a terminat răbdarea, nu mai pot suferi, băi, oameni buni. Efectiv, mă enervează orice ce, nu mai pot. Bine, nu-ți duce nimeni răbdarea, mântuirea ta până la capăt. Unii ți s-a terminat răbdarea, acolo ți-a rămas mântuirea. Acolo ți-a rămas. Ori ca tu să te poți dezvolta răbdare, să poți merge până la capăt, Dumnezeu îți dă să ai mai multă răbdare. Știți care e singurul lucru care îți dezvoltă răbdarea în Biblie? Căci necazul aduce răbdare. Există necazuri în viața credincioșilor, există tensiuni în viața, există nedreptăți în viața credincioșilor, ofense în viața credincioșilor, nu pentru că lui Dumnezeu îi place că tu suferi, ci să-ți dezvolte răbdarea. Ca mântuirea pe care trebuie să o aduci, să nu trântești de pământ spui că te-ai săturat. Nu, răbd pentru că vreau să-mi duc mântuirea până la capăt. Amin. De aceea nu visați la biserici perfecte.
De aceea există frați care ajung într-o biserică, stau puțin acolo, mă nervează Alex, mă nervează Dan, mă nervează cutare, mă supără ăla, mă duc în alta. Se duce acolo, mă nervează ăla, mă nervează, mă duc în alta. Și până vine Domnul Iisus, el e un fel de turist de ăsta spiritual. Toți duci în alta, nu stă nicăieri. Și oriunde îl duce Dumnezeu, are profesori care îi dau, îl face să crească în răbdare. Că ăsta e, eu te fac să crești în răbdare pe tine, tu mă faci să cresc eu în răbdare. Datoria mea este să mă învăț să răbd. Doamne ajută! Ne răbdăm unii pe alții, ne răbdăm stângăciile noastre, copilăriile noastre, câteodată prostiile pe care le... Dom'le, nu-i bun așa, ne corectăm, vorbești cu el, parcă vorbești cu gardul, dar vorbești cu el, mergi mai departe, răbzi, îl ajuți să crească, crește mai departe, dar în timpul ăsta el crește și tu îți dezvolți răbdarea. Și știți unde contează cel mai mult lucrul ăsta? Nu la faptul că ai ajuns să-ți dezvolți răbdarea, la faptul că mântuirea o ai cu tine și o duci mai departe. Și când vine Hristos prin răbdare, ți-ai dus mântuirea la sfârșit. Slăvit să fie Domnul! Amin. Restul ceilalți s-a pierdut pe traseu. Dar ai apucat să-ți duci mântuirea prin răbdare până la capăt. De aceea nu mai priviți nervozitatea asta sau imperfecțiunea care se regăsește astăzi în biserici și în anumiți oameni. Nu uitați! Apostolul Pavel spunea că Dumnezeu a venit să cheme la mântuire pe cei păcătoși, dintre care el s-o trecut primul pe listă și noi chiar nici nu vrem să-l dăm jos de acolo. Îl lăsăm pe el primul. Dar după el, dacă ești atent, ești tu. Chiar l-ai putea detrona la un moment dat. Dar nu ne străduim la lucrul acesta. Ca atare înțelegem că nu toți oamenii culți ai lumii, pregătiți ai lumii, oamenii care, am spune noi, că sunt aproape de mântuire, ci oamenii cei mai păcătoși, dintre care eu, tu, suciți, încălciți, Dumnezeu îi aduce la mântuire, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îi desăvârșește, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îi dă răbdare, după ce așează lângă ei oameni care îi fac să crească răbdarea asta, ca să arate lumii văzute și cele nevăzute. Ce poate face Dumnezeu dintr-un amărât de păcătos? La asta ne ține Hristos aici. Slăvit să fie Domnul! De aceea Apostolul spunea, vedeți că nu sunt mulți de neam ales cu care să ne putem lăuda. Ci sunt oameni pe care îi aduce Dumnezeu dintre noi aici și realizează niște capodopere pentru veșnicie, tocmai prin oamenii de pe lângă noi, prin răbdarea pe care o toarnă în viețile noastre. Când suntem prea sensibili, prea finuți, prea cu nasul fin, nu ne convine aia sau aia, îți pun o întrebare, unde-i mântuirea ta? Că s-ar putea să o fi lăsat cine știe pe unde. Cine știe prin ce biserică unde te-o enerva careva? Dar dacă mântuirea e cu tine, tu ai grijă să o duci mai departe, vei întâlni, cum spunea Pavel, foarte elocvent spunea, am fost în primejdie pe mare, între tâlhari, între bandiți, între cutare, dar am fost în primejdie și din partea fraților mincinoși. Băi, Pavele, de ce nu-i tratezi corespunzător să-i spui bandiți, excroci, cumva așa, să ne răcorim și noi, nu, între frați mincinoși, că acum spun minciuni, poate mă nispocăiesc, dar între ei am fost în primejdie. Dar tu nu, Pavele, nu poți să... Nu. Eu, pe mine, mă interesează nu că am fost în primejdie, eu vreau să-mi duc mântuirea mea până la capăt. Că frații mincinoși se pot pocăi, că ăia care vând se pot pocăi, treaba lor. Dar eu, printre ei, nu mă opresc în dreptul lor. Nu mă iau la ceartă cu ei. Nu mă iau de celălalt. Nu. Faptul stau și îmi plâng de milă că Dima m-a părăsit din dragoste față de lume. Asta e treaba lui, cu alesul. Eu îmi duc mântuirea până la capăt. Doamne ajută! Amin. Frații mei, asta e a doua valoare pe care Dumnezeu ne-o dă și ne-o așteaptă. Cu temere, cu frică de Domnul și apoi, stimații mei, insist asupra unui lucru la frica asta de Domnul pentru că observ terminologia asta și gândirea asta că pătrunde foarte mulți credincioși răscumpărați. Și anume, dacă totuși am devenit copiii lui Dumnezeu, și o să vedeți foarte mulți frați pe baza asta, îi întreabă un ortodox, de exemplu, bă, dar tu ce ești? Eu sunt copilul lui Dumnezeu. El are dreptate în ce spune. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dar ca și copil al lui Dumnezeu, ce se mai vede pe lângă declarația asta? Că de foarte multe ori, foarte mulți evangheliști, dintre care și pentecostale, se numesc copiii lui Dumnezeu, se numesc copiii lui Dumnezeu, la disperare se numesc copiii lui Dumnezeu, dar nu devin niciodată copiii lui Dumnezeu. De aceea veți găsi un text biblic care e provocator și s-o citit, pare mi se, dacă nu cumva aseară aici,
Și dacă nu s-o citit, vreau să-l prezint eu. Ne dă Dumnezeu dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și continuă Scriptura în Matei, capitolul 5, cu versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vă, nu numai să vă numiți, ca să fiți. Ori trăim într-o lume în care pocăiții evanghelicii să stabilesc un preț și fac alt preț. Îți spun ceva și mint. Îți spun că vin la o oră și nu vin la oră. A, dar ce, tu n-ai timp? Îți spun. Și când te duci la el, cât gura până la urechi, el se numește copilul lui Dumnezeu și trăiește cu impresia că minciuna este pedepsită aspru la altul. Dar el, pentru că e copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, tu ai ochii albaștri, tu treci mai repede așa. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj biblic unde nu există dubii și unde nu există stilul ăsta de a trece peste. Spunea Apostolul Petru în capitolul 1, în întâia sa epistolă, cu versetul 14, spune așa. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Cu alte cuvinte, nu numai te numi, ci fii dacă te-ai născut din Tatăl. Tatăl este sfânt dacă tu ești copil. Nu te numești numai copilul lui Dumnezeu, ești sfânt. Să ne ajute Domnul. Amin. Și de aceea următorul verset e o atenționare tocmai pentru copiii ăștia. Versetul 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, că tată n-are favoriți, că minciuna e minciună și pentru ăla și pentru tine, că indisciplina e păcat și pentru ăla și pentru tine, și că fecioare rămân la ușă. Ține cont de asta, pentru că foarte mulți credincioși gândesc că Dumnezeu îi pedepsește pe toți ceilalți cu asprime, dar pe el care toată ziua spune că e copilul lui Dumnezeu, la el îi treci păcatele așa, că e pocăit, e în biserică, a fost botezat și... Nu. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtenire, adică n-are favoriți, purtați-vă cu frică voi, care sunteți copiii Domnului. Doamne ajută! Amin. Lucrurile astea ar trebui să ne caracterizeze, frații mei. Și atunci altfel cântăm, altfel vorbim, altfel promitem, suntem atenți la lucrurile pe care le rostim, pentru că nu numai ne numim, ci dorim și să fim. Dumnezeu să ne ajute. Ultima valoare pe care vreau să o subliniez și care trebuie dusă la capăt este prezentată de Apostolul Pavel bisericii din Corint, în a doua Corinteni, capitolul 7, cuvântul Domnului ne spune în felul următor cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Nu numai că trebuie să ne ducem credința noastră care se manifestă prin încredere, nu numai că trebuie să ne ducem mântuirea primită în dar, prin har, până la capăt, ci sfințirea tot noi trebuie să o ducem până la capăt. Ori, stimații mei, Dumnezeu nu ne cheamă numai să ne ierte de păcate și constant să facă operațiunea asta cu fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să ne sfințim, sau în termenii biblici, să ne maturizăm, să creștem, să facem diferență între ce este neplăcut Domnului și ce este plăcut Domnului. Și pentru lucrul acesta trebuie, și spune Scriptura, sfințirea ne-o putem duce la bun sfârșit prin două metode. În primul rând, prin curățire. Anume, observi în viața ta ce este rău și scoți afară. Nu uitați că mintea noastră, de foarte multe ori, este ca un hard disk, din punct de vedere al computerilor. Este ca o barcă care plutește pe mal, pe mare și plină. E plină cu pietre, e plină cu diferite lucruri pe care le ai. Vine cineva lângă tine și vrea să-ți dea ceva de mâncare, dar
nu are unde pune, e plin cu tot felul de gunoaie, de tale care le stâns pe acolo. Ca să poți să pună mâncare, niște saci cu mâncare, niște ceva să ai acolo, trebuie să arunci din pietrele alea, în apă. Trebuie să le arunci, trebuie să curăți ca să poți pune ceva. Că nu ești plin, poți să pui la maxim. De pe un hard disk trebuie să curăți anumite informații ca să poți pune alte informații dacă el e full deja. Aș vrea să vă spun și în viața noastră. Există foarte multe lucruri pe care de-a lungul timpului, obiceiuri, stări, încredințări, pe care le-am dobândit, de undeva le-am dobândit. Și când vine Evanghelia să ne învețe și cuvântul Domnului, totdeauna ne cere curățire, adică să scoatem afară unele ca să punem pe celelalte. Că nu pot împreună sta acolo. Nu-i loc de toate celelalte. De obicei suntem destul de plini. Și Dumnezeu vine și spune, curăță lucrurile respective. Dă-le la o parte, sfințește-te de anumite lucruri. Spunea Sfânta Scriptură în textele biblice în felul următor. De exemplu, în Iacov, capitolul 1, versetul 21, Scriptura spune, e destul de dificil plasat aici, dar până la urmă pot. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletul. Foarte mulți vor să primească cu blândețe cuvântul predicat în seara asta. Da, răutatea pe care o avem față de unii sau de alții, nu vrem să o lăsăm. De aia cuvântul nu poate fi primit. Predicile trec pe lângă urechi. Pentru că mine m-a enervat nu știu care. Și eu nu mă lăs așa. Ori ca să poți primi cuvântul bine, trebuie prima dată să lepezi. Adică să scoți din barcă, de pe hard disk. Trebuie să dai. Și numai după aceea, în locul rămas gol, poți primi cuvântul. De ce nu ține o minte, să vorbești în schimb, de ce nu ține minte? Dar cum de ții minte bancurile? Cum de le ții? Cum n-o spus odată un banc și l-ai ținut minte? Mai râs două zile după aceea. Dacă îmi spune un verset din Biblie, l-am uitat cum am ieșit din adunare. Cum de, fratele meu? Nu cumva sunt alte lucruri pe hard disk? Ca să poți primi cuvântul lui Dumnezeu, trebuie prima dată să lepezi, să curăți în termenii noștri. Asta e primul pas pe care personal îl poți verifica. Ce anume trebuie să scot din viața mea? Totdeauna când ții lucrurile rele acolo, nu încape cuvântul lui Dumnezeu, nu încape harul lui Dumnezeu acolo. Când scoți lucrurile rele de acolo, vine Dumnezeu să transforme inima ta și cuvântul lui Dumnezeu față de răutate, față de vicleșug, față de alte păcate, transformă locul ăla unde ajunge. De aia David spunea, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Adică el își dădea seama, nu-i numai informație cuvântul. Ci cuvântul strâns în inimă îmi dă putere să mă opun la ceea ce nu puteam până acum. Ori nu o să putem fi calmi, nu o să putem fi liniștiți, nu o să putem fi oameni buni dacă răutatea, dacă clevetirea, dacă răzbunarea e acolo. Dar dacă aleg să o scot, să o lepă de la mine, vine cuvântul lui Dumnezeu care îmi dă putere să răbd și să-mi duc mântuirea până la capăt. Slăvit să fie Domnul! Un aspect foarte important aici este și biserica și comunitatea unde ești. Sunt foarte multe aspecte pe care nu le observăm. V-am mai spus probabil și altă dată despre faptul ăsta. Eu totdeauna când vin să mă prezint în fața cuiva, am grijă să văd cam cum arăt. Am grijă să nu fie ridicat reverul cumva la haină sau altceva, pentru că de obicei oamenii nu se uită și vorbește și spune, băi, dar nu și-o dată reverul jos, uite cum este reverul, sau cum este, sau dacă la un moment dat am o pată aici, mă uit să văd. Dar cât e deștept un om, nu poate vedea ce are la spate, între omoplaz, de exemplu, sau la ceafă. Sunt zone ale corpului meu la care n-am eu control. Am nevoie de alții. Și de aia împrejurul meu am oameni care mă ajută și spiritual. Am oameni care observă mersul meu și felul meu de a fi. Le spuneam la frați când am început eu să predic, mai eram împreună cu vreo 4 colegi, care și ei sunt păstori la momentul actual. Și știu că am plecat într-o biserică care ne-a primit să predicăm acolo, știau de noi și ne-a primit. Fiecare vorbeam cam un sfert de oră așa. Și știu că eu am început să vorbesc și ăștia toți 4 aveau niște foițe în mână și tot notau. Și eu, în timp ce vorbeam, mă uitam la ei, oare ce notează ăștia de la predica mea? Că nici eu nu prea mă gândeam că am ceva de notat de la propria mea predică, la momentul respectiv. Dar ei notau. Bun. După ce am terminat predica, îi întreb, păi, ce ați notat voi? Și ei mă anunță, Virgil, într-un sfert de oră tu ai spus la amvon de 24 de ori cuvântul fiindcă, fiindcă, fiindcă.
Unul a spus, nu 25, eu am 25 de liniuțe. O notat el acolo, fiindcă. Bun, o notat oamenii ce au avut ei. Când m-am ridicat următoarea dată, în altă biserică, ăștia erau cu foițele în mână. Și am început ca de obicei. Frații mei, pentru că am schimbat fiindcă cu pentru că. Știți că puteam continua multă vreme cu o grămadă de fiindcă într-un sfert de oră dacă nu erau ei? Bun. Eu n-am timp într-un sfert de oră să număr de câte ori spun fiindcă. Dar am prieteni care pot număra? Da, și mă ajută dacă îmi spun. Vechează cineva asupra ta? Este cineva care să spună, frate, aici n-ai procedat bine? Pentru asta e biserica. O Scriptura spune, vegheați unii asupra altora. Vechează cineva? Știu că ca să veghezi tu, chiar te oferi voluntar. Știu, ca să veghezi asupra cuiva, să-i spui că nu cânta bine, să-i spui că nu a venit la biserică, să-i spui, dar ca să veghezi cineva asupra ta, ai pe cineva? Pentru că te poți curăți și în modul ăsta. Sunt aspecte în viața mea în care eu nu le-am putut observa. Eu m-am dus la amvon și am predicat. Dar e observat că am spus de fiindcă de mai multe ori. Alți au observat într-o zi, frate Virgil Dumetale, ți-ai luat un costum, o haină de costum mai largă cu vreo 3 numere decât porți Dumetale. Care e situația? Ți-o dat-o cineva împrumut, îi donații, ce se întâmplă? Eu nu mi-am dat seama, stăte bine, chiar mă putem învârti bine în ei. Nu mi-am dat seama, dar la frați au văzut că e mai mare cu câteva numere. Eu, bărbații, nici nu prea pun accentul pe chestiile astea. Dar cineva din sală, în mod special o soră, a spus, mi se pare totuși prea mare haina dumneavoastră. Când m-am dus acasă, i-am dat dreptate. Sunt aspecte la care eu nu sunt atent. V-am spus, domnule, dar spirituale la fel. Eu iau o decizie că cred că e de la Domnul. Dar vine cineva și spune, frate Virgil, dar v-ați gândit la versetul ăsta care spune așa? Păi știi care e și asta dreptate? Ia să mă uit eu acolo. Măi, să știi că au avut dreptate. Sunt oameni care vin și spun, frate Virgil, uite, din felul cum ați făcut dumneavoastră și ați organizat lucrul ăsta, e ok așa, dar eu cred că ar putea fi mai bun. Uite, ce ziceți de asta, asta, asta? Nu-i dau bucuria pe loc să-i spun. Da, da, frate, așa e cum spune ta. Lăsați-mă să mă gândesc. Mă gândesc că eu știu că omul ăsta are dreptate. E mult mai util, e mult mai eficient și mult mai economic, cum spune el. E mult. Îi transmit. Frate, să știți că sunteți călăuziți. Dacă mai aveți vreodată, veniți și îmi spuneți. Dar eu credeam că cea mai bună idee e a mea. Dar de unde? A fost altuia. Pentru că cunoaștem în parte, frații mei. Și o fi eu bun într-un domeniu, nici în ăsta nu sunt. Dar există și alții și mai buni. Ca atare eu sunt gata să ascult de cineva, dar lăs pe cineva să-mi spună? Veghează cineva asupra mea? Dau raportul cuiva când... Sau, frate Virgil, de ce ați predicat? Băi, lasă-mă în pace, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar aici nu a fost Biblie, băi, lasă-mă în pace, pe mine nu mă controlează decât Domnul, tot. Nu, dai socoteală în fața cuiva. A curăție asta înseamnă, frații mei. Marile căderi care au loc în toate domeniile, au loc din cauza asta. Ajungem la un moment dat să nu mai dăm socoteală nimănui. Ajungem la un moment dat să ne credem stăpâni pe viața noastră. Că ne putem permite și una și alta. Dar noi trebuie să trăim o viață continuă de curăție și de sfințenie. Și curăția asta nu se termină niciodată, frații mei. Am atâți ani de pocăință și de slujire, încă găsesc locuri în viața mea în care Duhul Sfânt îmi spune, nu trebuia să vorbești așa. Doamne, data asta am scăpat, iartă-mă, încerc să dreg situația, data viitoare luminează-mă înainte de a scăpa vorba sau de a face gestul respectiv, să pot rezolva. Îmi place tare mult un pasaj biblic care ne provoacă totodată. Uitați ce spune textul biblic despre copiii lui Dumnezeu care se numesc și sunt, adică au mărturia. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Știți care e următorul verset? La oamenii care au nădejde asta? Spune așa, oricine are nădejde aceasta în el, se curățește, după cum el însăși este curat. Totdeauna când te compari cu Domnul, te curățești, te sfințești. Niciodată n-ajungi, băi, de-ar fi tăți pocăiți ca mine. Încă e bine așa,
Slavă Domnului, uite, eu mai vin la adunare. Sunt care nici nu vin la adunare. Nu, nu, nu. Comparația mea totdeauna e cu Domnul. Și când mă uit că mi-a dat harul să mă numesc copil al Lui, și când mă uit că într-o zi voi fi ca El, în fiecare zi trebuie să mă pocăiesc mai mult. Dacă trebuie să vii unul primul la adunare, ăla sunt eu. Dacă trebuie unul să pocăiască în seara aia, în seara asta, ăla sunt eu. Dacă trebuie unul să înceapă o inițiativă bună în biserică, ăla sunt eu. De ce? Pentru că eu nu mă compar cu alții cât au făcut ei. Eu mă compar cu Hristos și cu harul Lui. Gândești la fel? Că așa se duce sfințirea până la capăt. Doamne ajută! Ultimul aspect pe care vreau să-l prezint, la ceasul dumneavoastră a rămas, așa l-aveți pe ăsta de pe amvon, slăvit să fie Domnul că este și ăsta, celălalt a rămas încremenit, așa, și îmi dă dreptul să vorbesc până la miezul nopții, și nici atunci nu e exact, până la două dimineața prezint el, că ar trebui. Frații mei, primul aspect pe care vreau să vi-l subliniez la duci sfințirea până la capăt este cu curățire și a doilea, cu veghere. Fiți atenți că Dumnezeu când vă plasează și vă așează în biserică, vă așează și vă cere aici să fiți veghetori. Cele mai mari teste pe care le are un credincios nu sunt din afară, nu sunt la facultate, nu sunt în câmpul muncii, sunt biserică. Cele mai mari teste. Afară te poți aștepta ca oamenii să facă mișto din tine. Afară te poți aștepta ca oamenii să te îndepărteze pentru că crezi învechit în Hristos. Dar când acelea stări le vezi în comunitate, între frați, între surori, ce faci? Biblia spune că s-au strecurat printre noi oameni scriși de mult pentru o sândă. Doamne, dar n-ai vreun spital unde să-i parchezi? Nu poți să-i duci undeva, nu-i evident, nu, 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 îți lăsați între voi să testeze loialitatea și credincioșia voastră. Față de cine sunteți voi credincioși? Îți lăsați acolo. Îți îngăduiți acolo. Nu pot să spun sponsorizați acolo, dar să îngăduiți acolo, să verifice cât spune pe timp de vară, băi, dar tu te duci la biserică, ai nici n-au aer condiționat, n-au nimic acolo. Hai pe malul mării, punem o predică cu nu știu care de prin America, mâncăm un mic, mai ascultăm o poantă, e fain, stăm așa, dar nu mergem, domnule, la biserică, nu mergem acolo. Ăla e lăsat aici să-ți spună ție lucrurile astea, ca tu să dai test. Oricum el e înroșit cu ferul roșu și e ștanțat pentru pierzare. Diavolul întreabă, mai pot duce la pierzare din neștanț? Și e îngăduit între noi. Amintiți-vă de cazul Izabelei din cartea Apocalipsei, de femeia aceea care avea învățătura aia demonică, care spunea adâncimile satanei. Asta presupunea că nu poți să salvezi pe oamenii din apă rece decât dacă intri tu în apă rece. Adică nu poți să salvezi pe oamenii din adâncimile păcatului dacă n-ajungi tu în adâncimile păcatului. Adică nu poți să salvezi un om din curvie dacă n-ai curvit tu, cabar n-ai. Cum îi? De-aia au venit în biserică și învăța cum e păcatul ăsta. Și învăța să se închine la idol și implicit să cadă în curvie în biserică. Bun. Și-a apărut fenomenul ăsta în biserică. Domnul îi dă vreme de pocăință. Doamne, dar cum adică? Da, imediat scoasă. Nu, nu, nu. I-am dat vreme să se pocăiască. De ce ai îngăduit-o, Doamne? Poate mai prostit niște tineri. Poate mai prostit niște bărbați. Poate mai păcălit niște oameni. Nu, nu. În vremea ei de pocăință, ei au testul lor. Au testul lor. Ei trebuie să arate după cine merg. Eu le-am dat învățătura care trebuie ca să meargă după adevăr. Ei știu ce e adevărul și ce e minciuna. Eu le cer să rămână în adevăr, indiferent câte Izabele sunt în biserică. Dar și ei dau dreptul de pocăință. Și când o persoană e în dreptul de pocăință, subliniez lucrul ăsta, nimeni n-are acces la păcatele lui. Aud de foarte multe ori comentând lucrul ăsta și spun anumiți oameni, Dom'le, dacă femeia asta, dacă bărbatul ăsta era în biserica cu tare și făcea dita mai păcatele, unde-s prorocii, Dom'le? Unde-s vățătorii? De ce nu l-o da pe față pe asta? Ha? Dacă au darurile alea, frații mei, câtă vreme Dumnezeu îi dă vreme de pocăință unui om, chiar dacă vrea prorocul și văzătorul și știe ce are el, nu poate vedea că e vremea lui de pocăință. Dacă i s-a terminat vremea de pocăință, pot vedea toți, nici n-ai nevoie de proroci și văzători, că Dumnezeu altfel o expune. Dar în vremea de pocăință n-au acces, poți bănui, poți gândi că a fi ceva putre de acolo, dar nu ți se dă nicio revelație, pentru că în timpul vremii de pocăință Dumnezeu îți dă dreptul să te întorci. Izabela a ales să nu se întoarcă. De aceea, spune Scriptura, am să o arunc bolnav în pat. Copiii ei, am să-i lovesc cu moartea și pentru cei ce au păcătuit cu ea, am să le trimit un necaz mare,
Dar, frații mei, ea era acolo. Sunt strecurați printre noi oameni ștanțați pentru pierzare. Ne dau doar testele. Ne spun câteodată să strecoară așa, să mă, dar ce vă, trebuie să mergi la adunare, la ăla, dar poți stai acasă, poți să ai părtășii acasă, poți bucura pe YouTube, poți să ai o grămadă de chestii. El e strecurat, e ștanțat deja. Ți-i dă doar testul. Și tu dai testul. Îl dai. El e pe aici. Sfințenia o aduci la bun sfârșit cu ceilalți frați ai tăi. Multe din secretele călăuzirii sunt la alții. Dar tu vii la adunare și vine un frate și spune, frate, am avut ceva din partea Domnului pentru matale. Uite, nici nu înțeleg lucrul ăsta. El nu înțelege, dar eu înțeleg foarte bine. Și mulțumesc tatălui, tată, mulțumesc că nici nu i-ai descoperit lui, nici habar n-are nimeni, numai eu am priceput, mulțumesc, mă pocăiesc și îmi văd de drum. Slăvit să fie Domnul! Pentru că sunt lângă tine, pentru că faci parte dintre ei. Iată, eu vin curând. Și când vine Domnul curând, toți ne gândim la răsplătiri. Că toți ne ia Domnul în brațe. Nu, nu. Păstrează ce ai. Nu ce ai vrea să ai, ci ce ai. Ce ți-a dat Dumnezeu? Ți-a dat Dumnezeu încrederea în El? Păstrează-o. Ți-a dat Dumnezeu mântuirea? Păstrează-o. Ți-a dat Dumnezeu sfințirea? Păstrează-o. Până la capăt. Restul, Doamne, nu mai am banii, i-am pierdut. Mașina aceea s-a răblăjit. Casa mi-a luat o bancă. Las-o ei și așa arde tot până acum. Dar mi-am păstrat ce-o trebuie. Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem cununa. Amin.